1.600 de kilograme de carne de pui infestată cu salmonela a fost depistată în depozitul unui agent economic din municipiul Bălți. Descoperirea a fost făcută recent în urma unui control organizat de inspectorii Agenției Naționale Siguranța Alimentelor. Conform informației oficiale, la depozitul, dar și într-un vehicul destinat transportului cărnii, au fost găsite peste o tonă de carcase de pui neconforme. Prin urmare, specialiștii au ridicat și expediat carnea la laborator pentru expertize. În urma verificărilor s-a demonstrat că produsele erau infectate cu paraziți, astfel prezentând pericol biologic. În consecință, toată carnea a fost transportată pe un teren unde a fost nimicită. Agenția Națională Siguranță Alimentelor atenționează consumatorii să fie precauți la produsele pe care le cumpără, dar și să evite procurarea acestora din locuri neautorizate pentru a evita intoxicațiile.